Dear colleagues, if boxer Mike Tyson starts pretending to be a woman with or without wearing lipstick or a dress, can we call the society which would allow him to box in female category a sane society? I say no. The simple example illustrates the absurdity of those who claim to defend the rights of women, but at the same time they support the senseless claim that a man who pretends to be a woman should, in the eyes of the law or the social norms, be considered a woman. There are increased threats and risks of violence against women or girls in female private spaces, like restrooms or spas. If a biological man who pretends to be a woman is allowed to enter such spaces or even expose himself, such behavior of male perverts against women and girls should be prosecuted at the fullest extent of the law, not promoted by the European institutions, even in schools, to children. The society must not reward sexual predators for their illegal actions by sending them to serve time in female prisons just because they pretend to be women. We have a natural and legal obligation to defend and protect women. The obligation starts by acknowledging the biological reality of sex. Thank you very much. Finally, nature. Thank you very much. And irrational gender ideology. Thank you. Mulțumesc. Și acum domnul Terheș. Thank you so much. Mulțumesc. Dacă Mike Tyson se preface că e femeie, fără sau să purtând sau nu o rochie sau ruj, putem să-i permitem să joace box cu alte femei? La fel de absurd sunt cei care pretind că sprijină drepturile femeilor, dar în același timp spun că un bărbat care se consideră femeie trebuie să fie considerat femeie. Asta crește riscul de violență împotriva femeilor în spațiile publice și private, dacă bărbații biologici care se prefac femei au voie să intre în aceste spații și chiar să se expună. Acest comportament al perverșilor împotriva femeilor și fetelor trebuie să fie pedepsit de lege și să nu fie promovat de instituțiile europene, chiar și în școli. Nu trebuie să recompensăm prădătorii sexuali, trimițându-i la închisori pentru femei, numai pentru că se prefac că sunt femei. Avem obligația de a proteja femeile, recunoscând în primul rând realitatea naturală și biologică. Președintele întrerupe. Mulțumesc.